Familia, locul privilegiat în care se manifestă bucuria iubirii. Dragi prieteni, bun regăsit! Suntem la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul crucii, aici, la Polonia TV. O ediție în care dorim să discutăm despre familie. De ce? Pentru că, începând cu data de 19 martie, în această săptămână, începe un an special dedicat familiei în Biserica Catolică, în Biserica Universală. Familia Amoris Laetitia. Familia Bucuria Iubirii. Un an special pentru că, tocmai pe 19 martie, se împlinesc 5 ani de când a fost publicată Exortația Apostolică a Sfântului Părinte Papa Francisc Amoris Laetitia. Un an special până pe 26 iunie 2022, când la Roma este prevăzut să aibă loc întâlnirea a 10-a întâlnire mondială a familiilor, în speranța că lucrurile vor reveni la normal în întreaga lume. Iată de ce în această ediție dorim să discutăm despre familie. Care este rolul familiei? Care sunt dificultățile familiei? Cum putem să ne ajutăm unii pe alții astfel încât familiile cu adevărat să fie locuri de iubire, locuri privilegiate? Și discutăm toate acestea cu invitații noștri care revin în studio pentru că i-am mai avut în emisiunile noastre. Doamna Eugenia Dămătăr, colaborator al Oficiului pentru Pastoral Familiei. Bun revenit în studioul nostru, la emisiunea noastră. Bine v-am regăsit, sunt onorată și fericită să fiu aici. Vă mulțumim pentru că, iată, v-ați făcut timp să discutăm împreună și avem multe lucruri frumoase despre care vrem să discutăm în această ediție și Părintele Felician Tiba, directorul Oficiului pentru Pastorația Familiei. Bun revenit! Bun găsit! Iată, sunteți persoane care sunteți de mult timp în slujba familiei, cu adevărat lucrați pentru binele familiei, încercați să fiți aproape de familie și să, permis să spun, să manifestați grija bisericii față de familie. Și spuneam că avem acest an special. Se obișnuiește în Biserica Catolică să se mai încredințeze, spunem, acestei griji pastorale, ani special cu anumite teme. Și spuneam acest an special familia Amoris Laetitia, bucuria iubirii. Am specificat de unde această dorință a Sfântului Părinte, pentru ca în Biserica Universală să fie mai mult atenție în acest an, dar nu numai. Întrebarea cu care vrem să începem, care ar fi obiectivele? De ce se dorește, dincolo de dată, de ce se dorește un an special familia Amoris Laetitia? Înainte de toate, eu aș vrea să încep cu cumva cu ceva din bucătăria formării mele ca preot. Începem bine, bravo! Aveam un profesor de teologie dogmatică care, în momentul în care ne dădea cursul pentru semestrul pe care urma să-l parcurgem, de fiecare dată acest curs avea în subsolul paginii o grămadă de alte texte. La început mărturisesc că n-am înțeles de ce e așa. Încet, încet avea să ne spună respectivul preot că, de fapt, acele erau trimiteri, se chemau trimiteri. Dar ce reprezentau aceste trimiteri? Era un fel de acel curs, de fapt, nu era o invenție a respectivului preot, ci era cumva o preluare a anumitor date, mai exact, din Sfânta Scriptură, din tradiție, din magisteriu, și era un binare acestor date pe care părintele le punea pe toate într-un curs și ni le oferea. E, cam așa ceva sună și promovarea acestui an, familia Amoris Laetitia. Papa Francisc nu e singur, zicem, în biserică. Sau, ca să fim mai plastic, nu a inventat el roata, ci ce face papa? În momentul în care emite un document, de fapt, acel document e o preluare a magisteriului. E un document inspirat, evident, din Sfânta Scriptură, din tradiție, și exortația apostolică Amoris Laetitia, pe care, așa cum ați spus, a publicat-o acum 5 ani, în ziua de 19 martie, nu e altceva decât o preluare a acestui tezaur din Magisterul Bisericii cu privire la familie, cu alte cuvinte. Nu suntem noi cei care venim cu propuneri noi familiei de astăzi, ci biserica preia acest tezaur vechi și îl îmbogățește, asta face acest document, exortația apostolică Amoris Laetitia, și îl propune familiei de astăzi. Sunt, cum ați spus, 5 ani. 5 ani nu e mult, nu e nici puțin. Exact. Eu mărturisesc cu emoție, pentru că am emoții atunci când vorbesc despre acest document și despre acești 5 ani. De ce? Pentru că e un document care, într-adevăr,
să știți că a schimbat. Este, după părerea mea, singurul document din zilele noastre, oarecum actual, nu, care a suscitat atâtea dispute, și pro și contra. Și tocmai aceste dispute i-au făcut pe credincioșii noștri să pună mâna pe document, să-l citească, au fost tot felul de dezbateri și la final, cu maturitate, fiecare să tragă niște concluzii ale sale. Deci, eu sunt convins că Papa Francisc și-a împlinit scopul, publicându-l și oferindu-l familiei. Adică n-a rămas un document ascuns. Dovadă că, iată, această propunere pe care o face Papa de a fixa un an întreg familia Amoris Laetitia, e și o invitație în același timp de a pătrunde și mai adânc în el. Deci să nu ne mulțumim doar că, eu știu, l-am achiziționat, l-avem într-o bibliotecă, ci efectiv să intrăm în paginile lui și eu îndemn mereu, e un document, așa spune și Papa de altfel, de citit cu pixul în mână și cu calm. Chiar pe de altă parte, cred că în deschiderea exortației apostolice Evangelii Gaudium, Sfântul Părinte spune la un moment dat că își dorește să nu fie un document, în sensul de un document oficial depus într-o bibliotecă, ci efectiv exprimă, bineînțeles, doctrina, învățătura bisericii, e un îndemn pastoral de ajutor, asta ar însemna că dorința de a trece în inima și în viața credincioșilor. Pomenați de învățătura bisericii, de faptul că s-a îmbogățit, înseamnă că a adus și anumite noutăți și pomenați și de faptul că s-au creat și multe discuții, am putea spune chiar pe anumite capitole, chiar multă vâlvă în interiorul bisericii, în afara bisericii. Ce noutăți a adus aceste, să nu-i spunem document, aceste gânduri ale Sfântului Părinte? Ce noutăți au adus? Trebuie să recunoaștem că așteptările erau foarte mari. Dar așteptările nu veneau atât din partea oamenilor simple, a credincioșilor, ci veneau mai mult, să zicem așa, din partea presei. Și iertată-mi fie afirmația, din partea presei de scandal. Nu? Și aici aș puncta, era mai ales această așteptare a primirii celor divorțați, recăsătoriți la sacramente. Și se făcea chiar așa cu emfază. În sfârșit, Papa Francisc a dărâmat dogma și a deschis poarta celor divorțați. Dar Papa Francesc nu a dărâmat nicio dogmă și aceste așteptări s-au transformat în deziluzii. Asta nu înseamnă că nu există atenție, da, față de toate categoriile și documentul. Ce a făcut acest document, zicem așa, la capitolul noutate, e că a deschis biserica familiei și a deschis familia bisericii. Deci, cu alte cuvinte, ne-a apropiat mai mult. Pentru că, vedeți, la un moment dat, cumva se confundă biserica cu preoții. Că preoții, episcopii, papa sunt biserica. Dar nu e așa, biserica suntem toți cei botezați. Exact. Noi suntem slujitori în biserică și nu suntem doar noi biserica, suntem împreună. Când spun a deschis biserica familiei, exista cumva această problemă. Preotul nu-i căsătorit, preotul nu va înțelege niciodată ce înseamnă cu adevărat viața de familie. Ei bine, Papa Francisc, în paginile acestui document, cine are curiozitatea să-l citească de la început până la sfârșit, va vedea nu doar o pricepere, zicem așa, omenească, ci va vedea cu adevărat o înțelepciune divină, pentru că sunt pagini extraordinar de frumoase, de profunde și se vede urma Duhului Sfânt, inspirația Duhului Sfânt. N-ai cum să îl treci așa. Doamna Dămătăr, cum caracterizați, să spunem, atenția, pentru că putem spune o atenție privilegiată a Sfântului Părinte Francisc față de familie. Avem atâtea evenimente, atâtea situații în care a scos în evidență rolul familiei, a manifestat datoria bisericii de a susține familia. Nu doar așa face o sinteză, dar cum vedeți această atitudine a Sfântului Părinte față de familie? Desigur, Sfântul Părinte Papa Francisc a înțeles identitatea familiei și dorește și iubește foarte mult fericirea familiei. Nu degeaba spune că acolo unde este o familie cu iubire, acea familie este în stare să încălzească un întreg oraș cu mărturia sa de iubire. Sau altădată spune că
Familia este antidotul actualei deșertificări a societății noastre. Pe 7 octombrie 2015, în piața Sfântul Petru, unde erau adunați circa 30.000 de persoane, Papa Francis spune că este nevoie urgentă de o injecție robustă de spirit familial. Și vedem că în toate documentele, în toate discursurile, în toate catehezele despre familie, Sfântul Părinte invită biserica și societatea să investească în familie, să protejeze familia, pentru că în familie este viitorul. Nu pot să nu vă întreb și cum caracterizați sau cum vedeți modul în care Sfântul Părinte sprijină rolul femei, în mod special, în biserică. După părerea mea, în acest pontificat, ca și în toată istoria bisericii, femeia este valorizată. În biserică este locul în care eu, ca femeie, mă simt cel mai mult valorizată. Mi se spune despre măreția mea ca femeie, despre valoarea mea ca femeie, îmi spune despre curăție, despre dăruire, despre viață, despre iubire care nu este doar a folosi, ci este a te dărui. Și totuși și... avem multe voci care spun că femeia nu este valorizată în biserică, nu este prețuită. Cred că sunt multe... Depinde fiecare ce caută. Bineînțeles că sunt și cazuri izolate în care femeile chiar au avut de suferit din partea unor persoane, dar biserica este locul în care noi suntem cel mai valorizate, începând de la Iisus. Bineînțeles. De fapt, și Sfântul Părinte în mai multe, chiar în ultima perioadă, în ultimul moment, a spus că e loc, mai mult loc pentru femei și specifica în rolul de, în care se iau decizii, nu doar de a executa, ci efectiv de a valoriza acest spirit, acest genul feminin, cum spunea Sfântul Ioan Paul al II-lea, astfel încât să fie pus în slujba bisericii, bineînțeles, și în slujba familiei. Nu cred că reușim să facem o analiză, să spunem, la nivel global, dar dacă e să punctăm câteva, ar fi să punctăm câteva aspecte, cam care este situația familiei în lumea de astăzi. E greu, vorbim de culturi diferite, continente diferite și totuși cred că sunt unele aspecte care sunt așa transversale sau universale. Dacă e să rămânem în spiritul Amoris Laetitia, evident că acest document e anticipat cumva de ceea ce numim Relatio Synodi, și anume acele documente pe care Papa Francisc, sigur secretariatul celor două sinoade, le-a trimis și le-a primit în același timp din diecezele din lumea întreagă, prin intermediul cărora s-a cerut ceea ce numim detalii despre familie în general. Și evident, cum ați spus deja, n-ai cum să ai, zicem așa, o doctrină unitară cu privire la ceea ce înseamnă familia în general pe tot globul. Și atunci, evident că de asta acest document se și cheamă Exhortație Apostolică și nu e o enciclică. Dacă ar fi o enciclică, în general enciclica are caracter, zicem așa, universal aplicabil. Trebuie aplicat și atât ca document. Dar Amoris Laetitia, fiind Exhortație Apostolică, de fapt se adresează conferințelor episcopale și fiecare conferință episcopală, pe baza analizelor proprii, cum am spus, fiecare zonă are un anumit specific, preia acest document și îl aplică în funcție de cum consideră. Evident că, dacă e să zicem așa, ceva ce unește toată această doctrină cu privire la familie și sacramentul căsătoriei, e clar că familia își găsește originea în planul lui Dumnezeu, în creație, în primele pagini ale cărții Genezei, familie care, trebuie să o recunoaștem și să o spunem deschis, e formată dintr-un bărbat și o femeie, ne-o spune Sfânta Scriptură, ne-o spune realitatea, zic, acestea sunt cumva date comune, e la fel de adevărat că familia a trecut și trece prin foarte multe provocări și trebuie să o recunoaștem chiar. Ideea Papei Francisc de a organiza cele două sinoade și, dacă vreți, chiar de a publica acest document, vine pe acest fond, pentru că familia chiar a fost lovită și este lovită din multe părți
Și era nevoie de un fel de, spunea doamna Eugenia, de injectare a unei învățături comune, perene, pentru a sublinia că familia nu e o invenție a zilelor noastre, nu e o invenție a noastră, ci vine, nu, din zorii creației. Hristos ridică acea relație între bărbați și femei la rangul de sacrament și îi dă acest caracter inviolabil, adică ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă. Iar apoi, dacă e să intrăm în detaliu și în detalii, bineînțeles că sunt și aspecte pozitive și aspecte negative care caracterizează familia. Depinde de zonă, de continent, de cultură și de ce nu, și de modul de a o înțelege, inclusiv din punct de vedere religios. În schimb, dacă e să venim la zona noastră împreună, vizitați multe comunități, sunteți într-un fel misionari ai familiei, mergeți în multe comunități, vă întâlniți cu multe familii, multe persoane, chiar și persoane văduve, cu tineri, cu copii. Cum vedeți realitatea familiei, doamna Dămătăr, în dieceza noastră, în zona Moldovei? Ce spirit este? Dacă pe de o parte suntem puțin călicei, adică mulți dintre noi încercăm să facem o evanghelie a familiei după ideile noastre, după comoditățile noastre. Pe de altă parte, există multe familii, suntem multe familii care chiar am înțeles misiunea noastră de persoane căsătorite și încercăm să trăim acest mare mister al căsătoriei pe cât de bine posibil. Apoi, dacă este să intrăm mai înăuntru așa, sunt multe cazuri cu probleme, familii, de exemplu, unde jumătatea este plecată în străinătate și jumătatea celălaltă este acasă cu copiii, sau familii în care ambii părinți sunt plecați și copiii sunt singuri sau la bunici. Există durerea acestei rupturi și toate celelalte cazuri, problemele economice, mulți părinți nu mai au pâine să pună pe masă la copii, apoi sunt cazuri de separări, de conviețuiri fără sacramentul căsătoriei, de divorțuri, dar peste toate acestea am observat, am vorbit și cu părinții parohi, familia caută biserica. Are nevoie, chiar dacă sunt rănite, au nevoie toți, toate persoanele au nevoie de biserică. Sunt convinse că în biserică găsesc acea milostivire pe care cu toții o căutăm și de care avem nevoie cu toții. Familia care caută biserica. Asta înseamnă că au și mari așteptări de la biserică. Atunci când familiile privesc cu încredere la biserică, ce așteaptă de la biserică? Înainte de toate, aș spune, se simte o șubrezenie, evident, în fiecare membru al familiei. O șubrezenie care vine nu atât dintr-un dat cultural, că suntem influențați de cultura în care trăim, dar suntem influențați și de ceea ce noi în biserică numim păcatul strămoșesc. Și oricât de mult, zicem așa, la baza formării familiei ar sta iubirea, pentru că așa este, orice familie e întemeiată pe iubirea și libertatea celor doi, cu toate acestea, slăbiciunea omului, iată că produce și surprize. Și cumva pe acest fond vine ceea ce cereați, ceea ce întrebați legat de biserică. Familiile așteaptă de la biserică să fie încurajate, să fie întărite și chiar motivate în unele decizii greșite pe care le iau. Deci, cu alte cuvinte, așteaptă să audă de la noi, dar nu ce trebuie, ci ceea ce vor ele. Mai ales mă gândesc la acei soți care trec prin anumite încercări, anumite provocări și sunt soți care știu că nu fac bine ceea ce fac, dar atunci când aleargă către biserică, spre exemplu la noi, la oficiu pentru pastorația familiei, vin multe persoane din acestea, dar ele așteaptă să le spui că alegerea pe care au făcut-o, care din punctul nostru de vedere poate fi greșită, din punctul lor de vedere e bună și eventual chiar așteaptă să fie felicitate aceste persoane, dar noi avem această misiune și personal eu o spun deseori. Eu îmi dau seama că ceea ce faceți nu e bine și sunt convins că și dumneavoastră aveți aceeași convingere, dar nu am cum să vă spun că sunt de acord cu acest drum greșit. Mă gândesc aici, spre exemplu, doi tineri care
conviețuiesc fără căsătorie. Mă gândesc la un soț divorțat care trăiește cu o altă persoană, recăsătoriți doar civil. Noi știm că aceste lucruri nu sunt pe linia bisericii, dar cu toate acestea, astfel de persoane așteaptă o confirmare și nu de puține ori, vin cu acest document ca și contra mărturiei așa și ne spun, dar Papa Francesc în acest document a spus că uitați, e posibil, noi putem să fim primiți la sacramente, dar nu e așa. E o discuție mai lungă și de argumentat și într-adevăr, spuneați, sunt multe, e clar, e o realitate a familiei, din păcate, lovită din interior, din exterior, cu multe răni, situații destul de complicate, nu putem să ne ascundem după deget. Și aș întreba, mai ales acele familii care sunt în dificultăți, de tot fel, unele ați pomenit, cum biserica încearcă să vină în ajutorul, într-un mod concret, să nu fie doar declarativ, pentru că spuneați familiile așteaptă sprijin, mai ales acelea care trec prin greutăți, dificultăți. Cum vine biserica în întâmpinarea lor? Eu constat că biserica chiar vine în întâmpinarea lor, desigur, cum spunea și Părintele Felician, la lumina cuvântului lui Dumnezeu. Biserica știe că acest măreț sacramental căsătoriei a fost încredințat fragilității a două vase de lut, un bărbat și o femeie care spun un da pentru totdeauna. Și nu este ușor. De fapt, perspectiva Papei Francesc este adevărul dintotdeauna cu caritatea de azi, adevărul dintotdeauna cu iubirea de azi, cu realitatea de azi. Trebuie să pornim de la realitatea pe care noi o avem azi și nu este ușor pentru că nu este chiar atât de entuziastă realitatea pe care o avem. Și în această realitate pe care o avem, Sfântul Părinte ne invită pe toți să însoțim și să includem toate persoanele în biserică. Cum? Însoțindu-i cu răbdare, în așa fel încât fiecare persoană, chiar dacă trăiește într-o situație mai delicată, să ajungă să cunoască că în inima ei este adevărul, să-l recunoască și să dorească să se reîndrăgostească de acest adevăr și să trăiască într-adevăr ca un fiu al bisericii. Asta înseamnă că în biserică fiecare își are loc, nu înseamnă că dacă ești într-o anumită situație, ești pus la margine și, într-adevăr, cuvântul Sfântului Părinte, inspirat de învățătura bisericii și de Sfânta Scriptură, spune lucrul acesta, indiferent care este situația, o persoană sau un cuplu, nu sunt date la o parte, ci biserica încearcă să vină în ajutor. Aș veni cu o completare la cele spuse foarte frumos de doamna Eugenia. A strecurat un cuvânt, după părerea mea, profetic, și anume însoțire. Este firul roșu al acestui document, Exhortația Apostolică Amoris Laetitia. Papa, prin acest document, ne cere nouă, ca păstori, să însoțim familia. Și din acest punct de vedere, asta spuneam, voiam să mai completez, noi, spre exemplu, la Oficiul pentru Pastorația Familiei, avem tot felul de întâlniri, dar printre acestea avem și o întâlnire, de exemplu, cu persoanele văduve. O întâlnire cu familia, ceea ce numim generic familia rănită. Deci, apoi sunt celelalte cu tinerii în căutarea sacramentului căsătoriei, în drum spre sacramentul căsătoriei. Ei, tocmai aici constatăm această nevoie a omului în general și a băieților, a fetelor în special, a soților apoi, această nevoie de lucruri clare, de clarificări. Ceea ce facem noi, opțiunea pe care ne-am luat-o, mă gândesc aici, eu sunt îndrăgostit de acea tânără este îndrăgostită de mine. E bine sau nu e bine? Deci foarte multe persoane așteaptă această confirmare. E bine ce facem noi sau nu e bine? Și evident, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, a documentelor magisteriului, încercăm să răspundem acestor persoane. Dar, în esență, biserica are grijă, pentru că este și gândul Papei Francisc, noi trebuie să ne apropiem de familie așa cum a făcut Iisus, ca păstorul cel bun. Despre însoțire vorbește și Sfântul Părinte într-un îndemn la rugăciune. Bineînțeles, familia are nevoie în primul rând de rugăciune și vă îndemn și pe voi, dragi prieteni, să urmărim împreună acest îndemn al Sfântului Părinte de a ne ruga pentru familii ca ele să fie însoțite. Să urmărim împreună. Yeah.
familia tiene que ser protegida. Son muchos los peligros a los que están enfrentados. El ritmo de vida, el estrés. A veces los padres se olvidan de jugar con sus hijos. La iglesia tiene que animar y estar al lado de la familia, ayudándolas a descubrir caminos que le permitan superar todas las dificultades. Crecemos para que las familias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo, y de modo especial sean protegidas por los estados. Să ne rugăm pentru ca familiile să fie însoțite cu iubire, cu respect, cu consiliere și mai ales să fie ocrotite de state. Iată, acesta este îndemnul la rugăciunea Sfântului Părinte în favoarea familiei. Este tema despre care discutăm în această ediție a emisiunii Sub Semnul Crucii cu Părintele Felician Tiba și doamna Eugenia Dămătăr. Pomenați înainte de activitatea, să spunem, a oficiului, aveți multe întâlniri, mergeți în multe comunități, iar una din activitățile specifice este aceea de cursurilor pentru logonici, de formare a tinerilor care se pregătesc să celebreze sacramentul căsătoriei, deci se pregătesc pentru viața de familie. Aș întreba de ce este important ca tinerii să se pregătească pentru viața de familie. Nu este ceva natural, nu vine totul automat. De ce e nevoie de un curs pentru logodnici? Mi-a venit în minte, în timp ce mă întrebați, zicem așa, singura motivație pentru care un părinte poate să dea o palmă copilului, și anume când copilul întreabă pe părinte de ce trebuie să te ascult, și se spune din punct de vedere moral, deci bisericesc, părintele nu trebuie să-i dea un răspuns, trebuie să-i dea o palmă. Pentru că în lume, în viața aceasta, sunt anumite lucruri care nu se negociază. Întrebarea nu trebuie pusă. Ceea ce a spus, vorbim în sensul general. Aceasta, sigur. Punând această întrebare, maică da, când spune de ce, imediat sărim. La fel, de ce? Pentru că eu spun din punctul meu de vedere, ca și coordonator al pastorației familiei, e foarte multă nevoie de astfel de cursuri. Și realizez cu fiecare întâlnire, cu fiecare zi care trece, sunt atâtea familii care suferă. De ce? Pentru că începutul n-a fost bun. De multe ori eu spun și știu ce spun, proporție de foarte mult la sută, poate în 80% dintre familii, sunt căsătorii încheiate după ureche, în sensul că, așa cum ați spus, e ceva natural. Unui băiat îi place de o fată, unei fete îi place de un băiat, el o cere în căsătorie, ea spune da, merg la primărie, fac căsătoria civilă, vin la biserică, fac căsătoria religioasă, dar cei mai mulți nu știu la ce se înhamă, zicem așa, nu știu în ce intră. Și pe acest fundal, noi ca oficiu venim cu această propunere a cursurilor pentru logodnici. E adevărat că pentru cunoscătorii, pentru telespectatorii noștri care cunosc termenii, dieceza e împărțită în decanate. Și apoi în decanate sunt parohiile. E adevărat că la nivel de parohie sunt cursuri de pregătire religioasă. Probabil că se ating și aspecte umane. Noi, la Oficiul pentru Pastorația Familiei, atingem mai ales aceste aspecte umane. Aceste cursuri au loc, dieceza de Iași are, așa cum știm, 10 decanate, sunt 10 centre decanale. Aceste cursuri au loc odată în toate cele 10 centre decanale, odată pe an, iar în 3 dintre ele, cumva centrale, în dieceza de Iași, respectiv Iași, Roman și Bacău, îl repetăm acest curs de 3 ori. Asta înseamnă că noi ca oficiu venim cu o gamă largă, cu o ofertă foarte generoasă de astfel de posibilități pentru tineri. Și de ce venim cu această gamă variată? Tocmai pentru că ne-am dat seama că e atâta nevoie ca tinerii, când intră în viața de familie, să știe ce vor, dincolo de aspectul natural.
că spuneam, e natural, unui băiat să-i placă de fată și invers, și s-o ceară în căsătorie. Dar e important ca, cel puțin din punctul nostru de vedere, ca și biserică, ca oficiu, parte din biserică, să îi ajutăm pe acești tineri să treacă dincolo de acest aspect natural și să facă mai mult pentru iubirea lor, pentru relația dintre ei, să facă un pas în plus. Și când vedem că sunt astfel de familii frumoase care au înțeles ceea ce le spunem la cursul pentru logodnici, e o bucurie pentru noi. Îmi dau seama că atingeți multe aspecte profunde, importante, legate de viața de familie la aceste cursuri pentru logodnici. Sunt multe teme, fără îndoială descoperă multe aspecte sau poate în sensul cel mai bun se sperie de unele lucruri și cred că aceasta este important. Din experiența cursurilor pe care le-ați ținut până acum, ce au fascinat cel mai mult pe logodnici sau ce au descoperit într-o manieră așa diferită la care nu se așteptau? Bineînțeles că eu când încep acest curs încerc să-i sperii, pentru că majoritatea dintre ei sunt în perioada pasională și atunci încerc să le vorbesc despre ce va urma cam după. Cam dărâmați castelul de... Da, da? După. Aoleu. Păi, una din carisma perioadei de logodnă este adevărul cu amare. În acea perioadă noi descoperim, trebuie să descoperim adevărul, să spunem tot ce nu ne place la celălaltă persoană, tot ce nu ne convine și dacă pleacă, nu este nicio problemă. Pentru că o logodnă reușită nu este aceea care se termină cu căsătorie, ci aceea care se termină cu adevărul. Prioritatea logodnei este sinceritatea, ca să spunem așa. Ei cer de la biserică sacramentul căsătoriei, de asta vin la pregătire și la biserică, să ceară sacramentul căsătoriei, care de fapt cer să trăiască într-o antropologie diferită de antropologia lumii sau valoarea persoanei, a bărbatului, a femeii. Tocmai asta vin ei să înveți acolo, că când intri în căsătorie, intri de fapt în planul pe care Dumnezeu îl are despre căsătorie, despre bărbat, despre femeie, despre persoană, și cred că cel mai mult îi fascinează când le povestesc, chiar din istoria mea personală. Mi-am dat seama, după ce îmi scriu un mesaj, că mulțumesc că am avut curaj să mă deschid, să le spun ce a funcționat, ce n-a funcționat, cum am reușit să depășesc, mai ales primele momente ale căsătoriei, vor foarte mult să audă exemple concrete și le dau exemple concrete. Și rezultatul văd când mă întâlnesc la biserică sau pe stradă, știu că au fost la pregătire acum 4-5 ani, 6 ani și îi văd cu doi copilași, îi văd împreună de mână, la Sfânta Liturghie, la rând, la spovadă. Este extraordinar de mulțumitor, să spun. Asta înseamnă că în toate lucrurile, teoria ca teoria, practica, exact, experiența de viață, da, mărturia, dar spuneați că sunt și lucruri care îi sperie, adevărul care îi sperie. Care ar fi acestea din ceea ce ați întâlnit până acum? Spre exemplu, dacă e să fim sinceri, e această viziune cu privire la sexualitate. Trebuie să o spun, sunt foarte mulți, mai ales băieți, care intră cumva în căsătorie cu acest gând. În sfârșit, din punct de vedere sexual, mă voi simți liber. Soția, pe care cu ghilimele el spune o iau în căsătorie, trebuie să-mi stea la dispoziție când, cât și cum vreau. Și aici este o mare provocare pentru dar ei, pentru că noi efectiv le răsturnăm tot ceea ce ei aveau deja în cap. Și nu odată am avut dialoguri de genul de ce te căsătorești? Și ei au fost sinceri și au spus acest aspect. Evident că le-am zis, așteaptă puțin. Motivul pentru care voi vă căsătoriți este să vă faceți fericiți unul pe celălalt. Iar această fericire trece prin tot ceea ce înseamnă, inclusiv greutăți, acel bine la bine și la greu, din cadrul sacramentului căsătoriei. Și încep să râdă, mai ales băieții. Și evident că le spun, râdem împreună, 5 minute, 10 minute, cât este nevoie, dar apoi, cum a spus și doamna Eugenia, adevărul, trebuie să subliniem adevărul pentru care voi vă căsătoriți. Și intervin, nu, și cu privire la această corecție. Tu nu o iei în căsătorie, nu-l iei în căsătorie, ci tu o primești ca dar din partea lui Dumnezeu și îl primești ca dar.
Și tot ceea ce decurge de aici trebuie să țină cont de această logică a darului. Deci tu nu ai primit un produs, un obiect, ci ai primit în dar o persoană, o persoană care are demnitate și toate actele voastre trebuie caracterizate de această demnitate. Și aici lucrurile se schimbă și ei devin serioși și vă mărturisesc că se implică trup și suflet la acest curs. Și chiar dacă la început vin mai cu greu, la final nu se dau duși. Se sperie și când le vorbiți despre o căsătorie pentru toată viața? Pentru că așa se pornește la drum. N-aș spune, nu. Ei știu deja, nu, de la părinți, de la bunici, că e pentru toată viața. Cu siguranță au o rezervă în ei, mai ales privind la cultura de astăzi, această cultură a provizorieratului, că totul e provizoriu și probabil că se gândesc că nu funcționează, nu e nicio problemă, renunțăm, găsim pe altcineva. Probabil că în subconștientul lor vin cu această mentalitate, dar care mentalitate treptat, după fiecare oră acestui curs, se răstoarnă și dacă i-ați vedea cum, oarecum pe finalul acestor lecții, pentru că cursul durează o zi întreagă aproape, pe final, dacă la început vin cumva ca doi străini, în sensul că poate se mai rușinează unii de ceilalți sau de noi, la final se țin de mână și pleacă de mână acasă. E o imagine extraordinar de frumoasă și asta nouă ne dă curaj. Frumos lucrul acesta, e clar familia cu valorile sale, cu lumina sa, cu strălucirea sa, familia cu greutățile, cu dificultățile și iarăși nu putem să ascundem lucrul acesta. Cred că mulți tineri sunt speriați când se gândesc la alegeri serioase, cele legate de căsătorie, de viața de familie, pentru că văd în jurul lor și multe aspecte care ridică mari semne de întrebări. Și atunci tinerilor de astăzi, cum am putea să le vorbim despre familie ca locul privilegiat al bucuriei, iubirii, Amoris, Letiția? Ce le spuneți tinerilor pentru, nu știu, a le trezi tocmai această încredere în ceea ce înseamnă familia? Dificultăți, desigur, există și au existat dintotdeauna, însă întâlnirea dintre masculin și feminin este cea mai minunată întâlnire, pentru că de acolo vine viața și de acolo vine bucuria. Dacă sunt probleme, dacă cuiva este frică să se căsătorească, problema este vocațională, pentru că nu lipsesc candidații la viața de familie, nu lipsesc candidații la preoție, lipsesc candidații la nupțialitate. Și despre asta ne vorbește Papa Francisc, care căsătoria sau preoția este o felie din acești candidați la nupțialitate. Și ne spune Papa Francisc că este nevoie să ne descentrăm. Și astfel fiecare act al nostru devine nupțial. Muncim, vorbim, decidem, îi întâlnim pe ceilalți cu atitudine primitoare și jertfelnică. Fiecare vocație creștină în acest sens este nupțială. Iar o altă problemă pentru care nu au exemple chiar pozitive este acea problemă comunicativă din familie, care este o problemă de identitate. Nu am clar să spun cine sunt eu, pentru că nu-mi cunosc identitatea, că sunt bărbat, că sunt femeie, este multă muncă aici. Spunea un spiritual din Italia că ne lipsesc într-o căsătorie candidații la căsătorie. Deși sunt căsătoriți, nu avem candidați. Nu este un bărbat care își cunoaște identitatea, nu este o femeie care acolo, nu? Și este nevoie de educație la afectivitate. Eu mereu spun că noi avem mare, mare carență la acest nivel și cel mai mult Amoris Letiția este o continuitate a tot magisterului, cum spunea și părintele magisterului celorlalți papi. Cel mai mult ne poate ajuta, după părerea mea, în această perioadă, teologia trupului a Sfântului Ioan Paul al II-lea. Este o comoară de descoperit. Vorbim despre tineri, vorbim și despre persoane vârstnice, pentru că, dacă nu greșesc, în acest timp al anului special, familia Amoris Letiția, în duminica a patra din luna iulie, o altă noutate a Sfântului Părinte dorește o zi mondială a bunicilor și a vârstnicilor. Deci, în cadrul acestei familia nu înseamnă doar începutul, primii ani de căsătorie, înseamnă, cum spuneam înainte, toată viața, o zi special mondială a bunicilor și a persoanelor vârstnice. De ce a dorit Sfântul Părinte o astfel de zi? O să vă mirați, dar vrem să ne mirăm. Ideea acestei zile a pornit tocmai de la acea bătrână din Iași,
din timpul vizitei Papei Francisc, din acum 2 ani, deja trece timpul. Trece. Care a ieșit, Papa spunea, cu nepoțelul, dar știm că era de fapt copilul unei femei mai tinere care... Dar imaginea rămâne. Imaginea a rămas. Și Papa a plecat de la acea imagine a bătrâniei cu acel copil în brațe, a dus să fie binecuvântat de Papa. Și în același timp, că sunt două izvoare, această imagine cu bătrâna și al doilea izvor e Evanghelia din sărbătoarea prezentării lui Iisus la templu. Unde, așa cum știm, Evanghelia ne-l prezintă pe bătrânul Simeon și pe profetesa Ana, bătrânul Simeon care îl ia pe Iisus în brațe cumva și îl preamărește pe Dumnezeu și îi mulțumește că i-a dat această, să trăiască această zi. Sigur, are și acea încurajare pentru Maria, dar încurajare care de fapt înseamnă suferință, pentru ea o sabie îți va străpunge sufletul, dar pe acest fundal Papa gândește această zi internațională a persoanelor vârstnice și o dorește ca pe un moment de recunoștință. Ne îndeamnă pe noi cei tineri, cu care avem impresia că suntem tineri, să privim la bătrâni și să vedem în ei acest tezaur, viață concretă, viață trăită, experiență, cum îi spune și Papa, și să îi apreciem tocmai datorită nu doar părului alb pe care l-au, dar și datorită vieții trăite, aceste experiențe, și să avem noi, ca tineri, umilința de a face această legătură, să nu credem că noi am inventat apa caldă, nu? Și că noi suntem cei, de fapt, care știm cu adevărat ce înseamnă viața. Nu. Trebuie să facem mereu această legătură, să preluăm, așa cum face și Papa, de exemplu, nu? În ceea ce privește magisteriul, să preluăm experiența vieții de la ei și să le mulțumim, pentru că atât de multe ori poate au dus greu și noi, dacă trăim astăzi bine, poate e și meritul lor. Mai avem doar câteva minute, așa încât v-aș îndemna ca împreună să ascultăm Evanghelia din duminica următoare. Va fi duminica 5-a din postul mare și am să o rog pe, voi ruga pe doamna Dămătă și apoi pe Părintele Felician să ne împărtășiți câteva gânduri legate de acest fragment din Sfânta Evanghelie pe care vrem să o ascultăm în acest moment, din Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetele la 20 la 30. În acel timp, printre cei care au urcat să se prosterneze de sărbători, erau unii greci. Aceștia s-au apropiat de Filip, cel care era din Betsaida Galilei, și l-au întrebat: Domnule, vrem să-l vedem pe Iisus. Filip s-a dus și i-a spus lui Andrei, iar Andrei și Filip au venit și i-au spus lui Iisus. Iisus le-a răspuns: A venit ceasul ca Fiul omului să fie glorificat. Adevăr, adevăr vă spun, dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur, însă dacă moare, aduce mult rod. Cine își iubește viața, o va pierde. Cine își urăște viața în lumea aceasta, o păstrează pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze, iar acolo unde sunt eu, va fi și cel care mă slujește. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Acum, sufletul meu este tulburat și ce să spun? Tată, salvează-mă de ceasul acesta? Însă tocmai pentru aceasta am ajuns la ceasul acesta. Tată, glorifică numele Tău. Atunci a venit o voce din cer. L-am glorificat și iarăși îl voi glorifica. Mulțimea care stătea acolo și care au zise, spunea că a fost un tunet. Alții ziceau, un înger i-a vorbit. Iisus a răspuns: Nu pentru mine a răsunat vocea aceasta, ci pentru voi. Acum are loc judecata acestei lumi. Acum conducătorul acestei lumi va fi aruncat afară, iar eu, când voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage pe toți la mine. Spunea aceasta, arătând de ce moarte avea să moară. Iată, acest cuvânt din duminica a cincea din postul mare ne pregătește pentru celebrarea învierii. Ce ne spune acest cuvânt?
Cred că acest fragment din Evanghelia ascultată ne ajută pe noi creștinii să înțelegem că una este să facem lucrurile pentru că ți impune cuvântul sau legea și alta este să iubești lucrurile pe care le faci pentru că ai înțeles profunditatea cuvântului, a legii și o păstrezi în inimă și o iubești. Vrem să-L vedem pe Iisus, i-au spus grecii lui Filip. Și noi avem nevoie să contemplăm chipul lui Iisus și avem nevoie să ne ajute cineva care deja l-a cunoscut pe Iisus în profunditate, nu doar pe Iisus, un bărbat chipeș care este puternic, care face minuni. Avem nevoie de cineva care chiar l-a cunoscut și acest cineva pentru noi este doar biserica. Doar în biserică că noi putem să cunoaștem adevăratul chip al lui Iisus, adevărata glorie a Tatălui, care este, ne vorbește Evanghelia despre gloria Tatălui, este ceea ce a făcut Iisus, nu? A mers, a ajutat pe toți, pe marginalizați, pe leproși, s-a apropiat de toți și până la urmă a murit, a fost răstignit pe cruce și a murit pentru noi toți. Iisus ne dă în Evanghelie și exemplul bobului de grâu care căzut în pământ trebuie să moară. Așa este viața noastră. Nu suntem noi patronii vieții. Iisus ne spune că dacă o conservăm egoistic pentru noi, o pierdem. Dacă vrem să păstrăm viața, trebuie transformată în iubire. Trebuie dăruită. Când iubești într-adevăr, în căsătorie vorbesc, îți spui nu ție, spui nu egoismului tău pentru a face fericit pe celălalt, pe soț, pe soția ta. La fel când se nasc copiii tăi. Tu spui nu plăcerilor tale egoistice pentru a spune da iubirii vieții. Iată un cuvânt al Domnului aplicat și la tema de, din această ediție de discuție, Părinte Felician, fără ironie și fără, poate n-aș vrea să stric momentul, dar am văzut cât de bine predică o femeie în biserică, pentru că predică din experiența sa de viață. Ce ne spune acest cuvânt din Duminica, Evanghelia Duminica 5-a din Postul Mare? Și eu voi încerca să rămân în această sferă a emisiunii noastre legată de familie, și să încerc să văd în acei greci, să văd familia în general, care pe diferite căi se apropie de biserică, se apropie de noi ca păstori și ne cere, vrem să-L vedem pe Iisus, arătați-ne-L, arătați-ne-L în viața voastră, în magisteriul papei, în acest document Amoris Laetitia. Și ceea ce e culmea, probabil că deja doamna Eugenia a anticipat acest lucru, probabil că ei se așteptau să vadă doar un Iisus care face minuni, care îi scapă de muncă eventual, că le mulțește pâinea, le dă pește, să vadă un Iisus care vindecă, care scoate diavol, deci un Iisus utilitaristic, util. Dar paradoxal, Iisus vine și dându-le acest exemplu cu bobul de grâu, de fapt îi pune pe gânduri, îi provoacă și îi aduce cu picioarele pe pământ, îi aduce în adevăr și de fapt le spune: nu există înviere fără cruce, fără suferință, fără drumul crucii. Așa cum bobul de grâu căzut în pământ, dacă nu moare, rămâne singur, e invitația pe care indirect Iisus o face familiei. Dacă voi ca soți nu veți ști să muriți unul pentru celălalt din iubire, nu va fi frumos, nu va fi armonie. Dar în momentul în care fiecare moare pentru sine, dând spațiu celuilalt, adică cum am spus de-a lungul acestei emisiuni, încercând să-l facă fericit pe celălalt, să-l vadă fericit, atunci lucrurile stau bine. Și nu există fericire, iată, fără suferință, fără încercare, fără efort. Trebuie să muncim ca să fim fericiți. Iată, mulțumim că ați împărtășit și acest cuvânt al lui Dumnezeu, care sperăm să dea roade în sufletele noastre. Suntem pe finalul emisiunii, discutăm despre familie, se deschide un an special, specificăm lucrul acesta, nu doar în acest an, familia va fi în centrul atenției. Un mesaj de final pentru familie, pentru cei care se pregătesc pentru viața de căsătorie, pentru toți creștinii, ca să trăiască bine acest an dedicat familiei. Doamna Dămătăr. Eu le spun familiilor tinere, în special celor care au probleme, că la început sunt problemele mai grele, să avem capacitatea de a ne lăsa duși de acest parcurs de creștere. Pentru că noi, toată viața, suntem într-un parcurs de creștere. Și chiar din momentele mai puțin plăcute pentru noi personal, avem întotdeauna de învățat ceva. Și de aceea să ne lăsăm ajutați de biserică. Știe Papa Francisc de ce a propus acest an și să-l acceptăm ca pe un moment de creștere al nostru. Un mesaj de final?
Eu i-aș invita pe soț să redescopere iubirea care i-a unit, care i-a pus împreună și să o trăiască mereu cu bucurie, așa cum ne spune și Papa Francisc în acest document Amoris Laetitia, să trăiască relația dintre ei ca soți cu bucurie. Vă mulțumesc pentru tot ce ați împărtășit în această emisiune. Bineînțeles, spuneam pe parcurs emisiunii, în primul rând, cu rugăciunea suntem chemați să însoțim fiecare, propria familie, familia din care facem parte, familie din lumea întreagă, mai ales familiile în dificultate. De ce nu în acest timp să citim acest document, să-l aprofundăm? Vă mulțumesc pentru ceea ce ați împărtășit cu noi. Vă doresc ca emisiunea voastră, ca misionari ai familiei adevărat, să aducă rod în viața atâtor persoane. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați rămas împreună cu noi. Același îndemn să ne rugăm pentru familiile noastre. Cei dragi ai noștri au nevoie de rugăciune. Să încercăm să trăim această bucurie a iubirii în familiile noastre. Să întindem o mână de ajutor, mai ales acelor familii care sunt în greutăți, în dificultăți, indiferent de ce dificultăți sunt acestea, pentru ca împreună toți să sprijinim această familie care cu adevărat să fie lăcașul special în care domnește bucuria iubirii. Vă mulțumesc că ați rămas împreună cu noi, vă dau întâlnire la noua emisiune sub semnul crucii aici la Polonia TV, la bună revedere, Dumnezeu să vă binecuvânteze, multă, multă sănătate!